Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne prin Harul Lui Dumnezeu din nou împreună la emisiunea Lumin Peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta avem uh, doi invitați destul de cunoscuți de, de către dumneavoastră. Este vorba de doi pastori din zona Constanței. Este vorba mai precis de domnul Ghiță Marian, pastor pensionar chiar din Constanța. Bine ați revenit, domnule pastor! Bine v-am regăsit! Și de domnul pastor Costelniță Pastor la biserica Maranata din Avodar, bine ai revenit frate, pastor. Bine v-am regăsit. Amin. Poate bine. mă întrebați de ce am chemat doi pastori cu multă experiență și care citesc de o viață și predică Sfânta Scriptură. Pentru că astăzi, dragi prieteni, o să abordăm o carte foarte grea, dar și foarte de foarte mare actualitate. o Carte la care se raportează majoritatea creștinilor astăzi și care din diferite motive, o să poate identificăm câteva motive, au dus pe mulți în rătăcire anumite interpretări exagerate și nebiblice ale acestei cărți. Ca să ne ajute Dumnezeu prin Duhul Sfânt, noi să rămânem la Biblie și în ceea ce privește Apocalipsa, o să rog pe pastorul Costel să ceară pe pastorul Maria Înghiță să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste ce vom face în seara aceasta. Doamne Sfinte Tată, ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Isus Hristos. Îți mulțumim că avem posibilitatea să ne uităm în Scriptură și să cunoaștem cuvântul Tău. Îți mulțumim că El este cuvânt dătător de viață. Îți mulțumim, Doamne, că în El găsim planul de mântuire pe care L-ai îndeplinit în Fiul Tău Isus Hristos. Și îți mulțumim, Doamne, că El aduce zidire spirituală aduce mângâiere în situații dificile, aduce, Doamne, înțelepciune și lumină pe calea vieții spre cer și te rugăm așa de mult, Doamne, să binecuvintezi viețile noastre, să-i binecuvintezi pe ascultătorii noștri, au atâta nevoie de cunoașterea cuvântului Tău, de apropiere potrivită de cuvântul Tău și prin El de Tine, te rog să-i binecuvintezi, să le binecuvintezi viața lor pământească, dar și viața lor spirituală. Să-i ajuți, Doamne, să înțeleagă voia Ta și să înțeleagă planul de mântuire în Domnul Isus Hristos. Binecuvintează-ne și pe noi și ajută-ne să mărturisim cuvântul Tău cu claritate, după voia Ta, conform Scripturilor. Ne încredințăm în mâna Ta și fie în numele Tău glorificat în toate. Amin. 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 Mulțumim, domnule pastor Costel. Am decis să citească un pasaj care pentru dânsul este semnificativ vis-a-vis -vis de această carte. Aș vrea să citesc din primul capitol a cărții Apocalipsa, de la versetul 1, descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimețind prin îngerul său la robul său, Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Amin, amin, amin. amin. poate chiar ultimul verset, dragi prieteni. Iubiți, invitați, sunt reprezentative pentru cartea aceasta, deci este un beneficiu și este o fericire dacă citești și asimilezi această carte. Și totodată este o carte, zice aici ultimul verset care are de a face cu vremurile din urmă. Da. Haideți să vă pun prima întrebare și fiecare, așa cum vă luminează Duhul Sfânt, să încercăm să răspundem. Ce înseamnă pe românește Apocalipsa și care ar fi locul ei în canonul Sfintelor Scripturi. Domnule pastor Marian. Cuvântul Apocalipsa înseamnă descoperire. Aici avem în cartea aceasta descoperirea planului Lui Dumnezeu cu privire la viitor, da. descoperirea a ceea ce îi ajută pe credincioși să fie credincioși până la capăt. Amin. Și locul ei, unde este Apocalipsa, în, așa, în mod practic, se știe că e ultima carte, da? Cartea aceasta este ultima carte din canonul Sfintelor Scripturi și locul acesta este potrivit pentru ea pentru că, de fapt, încununează, încheie, am putea spune, toată descoperirea planului Lui Dumnezeu de mântuire din toată Biblia. A. având în vedere că îl descoperă pe Domnul Isus Hristos într-un mod deosebit, într-un mod glorios și avem nevoie să-L înțelegem, aici îl vedem pe Domnul Isus Hristos în toată gloria, în ceruri și fiind alături de credincioșii Lui până la capăt. Amin. Și dacă prima carte a Bibliei prezintă începutul lucrării Lui Dumnezeu cu omul, cu lumea aceasta, Apocalipsa este finalul sau încheierea lucrărilor lui Dumnezeu, ceea ce privește lumea, omul și special Biserica Sa. De aici tragem o concluzie: tot ceea ce Dumnezeu începe duce la bun sfârșit, sfârșit. așa spune Sfânta Scriptură, și cum se spunea, e o încheiere, o încununare a lucrării lui Dumnezeu de răscumpărarea neamului omenesc și de biruință asupra, a bine lui asupra, asupra, asupra răului. Dacă privim cu asta de vedere. Bun. haideți să privim în această carte, dragi prieteni, în primul rând cu cei doi pastori și să încercăm să o înțelegem, să o simplificăm înțelegerea acestei cărți. De aceea v-aș întreba care ar fi mesajul, așa în mod mai simplist pentru cei care ne urmăresc și mesajul acesta în câte părți l-ați, sau uh, cartea, în câte părți vis-a-vis -vis de mesajul care credeți că este esențial, ați împărți-o? În câte părți s-ar împărți? Așa, mai simplu, nu foarte complex. Dacă plecăm de la semnificația cuvântului Apocalipsa, sau revelație, da. sau revelație da. deci descoperire sau revelație, am putea spune că această carte ne descoperă planurile lui Dumnezeu cu privire la viitor și la împlinirea tuturor lucrurilor pe care El le-a promis și le-a început în lucrarea Lui în toată Scriptura. Dar, dincolo de aceasta, consider că această carte este o carte care încurajează pe credincioși care trăiesc în situații dificile pe pământ. Apocalipsa ne încurajează să rămânem credincioși lui Dumnezeu în ciuda tuturor vicisitudinilor lumii acesteia, a dificultăților cu care ne confruntăm, da. pentru că viitorul este unul glorios pentru cei credincioși. Așa este. Și tot în Apocalipsa, cred că și domnul pastor Costele de acord, că ni se relatează în decursul celor 22 de capitole cum Dumnezeu ajunge prin a tot înțelepciunea Lui să răsplătească pe cei buni și să răzbune și să aducă mânia sa asupra celor care ori au persecutat biserica, ori au hulit, cum zice acolo, numele Lui Dumnezeu. Deci nimeni nu rămâne neresplătit, nici în sens pozitiv, nici în sens negativ. Domnule Costea. Da. Uh, unii, uh, unii oameni nu citesc Apocalipsa și am întâlnit chiar credincioși care spun Domnule, este o carte foarte grea. Uh, e grea, dar mai întâi, așa cum uh, uh, se spune chiar în versetul 1, este descoperirea, e revelația, nu? E ceva, Dumnezeu parcă ar trage vălu deoparte ca noi să privim la ceea ce se întâmplă. E prezentat aici, am putea spune, războiul dintre bine și rău. Da. Și Apocalipsa ne spune binele până la urmă va învinge. Așa cum se spune și învățătura rău populară. Rău nu va triumfa, da. da. Uh, ne descoperă aici de fapt uh, uh, lucrurile adânci ale lui Dumnezeu uh, Apocalipsa nu e uh, imaginația lui Ioan Ioan a avut așa o Visul. sclipire de moment ci e uh, descoperirea lui Dumnezeu pentru noi oamenii și așa să observați aici că uh, e cartea care ne recompensează atunci când citim, spune versetul 3 fericit de cine citește de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea de fapt Dumnezeu binecuvântează pe cel care studiază și, citește, și păzește și aplică și o aplică, și aplică la viața lecțiile lui, lecții și acestei cărți da, da, uh, da spuneți Vreau să fac o scurtă prezentare a cărții, foarte subțint. Apocalipsa ne prezintă mai întâi biserica pe pământ, confruntată cu situațiile dificile de pe acest pământ, cu încercări, cu prigoane chiar, cu necazuri. Cu ispite și așa mai și din multe puncte de vedere am zice că cei care sunt în biserică ar fi vrennici de judecată. însă Dumnezeu este plin de dragoste față de cei care și-au pus încrederea în Domnul Isus Hristos și Dumnezeu în mesajul către aceste biserici încurajează biserica pe de o parte să rămână credincioși până la capăt și pe de altă parte că ei vor fi desăvârșiți dacă își pun toată încrederea în Domnul Isus Hristos. Acum, după partea aceasta, deci după primele trei capitole din uh, Cartea Apocalipsa, care vorbesc despre biserică, care vorbesc despre biserică, da. se vorbește despre necazurile și problemele pe care Dumnezeu le îngăduie ca și judecată a lui uh, pe pământ. Este vorba de ruperea peceților, este vorba de sunetul trâmbiților care uh, avertizează despre judecata lui Dumnezeu și este vorba uh, despre faptul că toate acestea pregătesc deznădămândul și anume judecata lui Dumnezeu asupra celor răi, dar în același timp răsplătirea credincioșilor. Aceasta este prima parte până pe la capitolul 11 da. și după aceea de la capitolul 12 ne se prezintă în continuare am putea spune acest conflict dintre Biserica Domnului și cel rău, da. dar aici sunt mai clar prezentați actorii care luptă împotriva Bisericii. Este vorba de uh, diavolul care apare ca un balaur da, foarte fioros. Este vorba de fiara care este unialtă a uh, Balaurului da. și care vrea să distrugă Biserica lui Hristos. Este vorba de prorocul mincinos care caută să înșele și să ducă uh, Biserica împotriva lui Hristos. Da. Este vorba de asemenea despre Babilonul cel mare. De fapt, toată civilizația aceasta fără Dumnezeu Așa este. care înșeală pe om și asupra tuturor acestora va veni judecata lui Dumnezeu. Hristos, în final, va reveni în toată gloria și va restaura împărăția lui. Va nimici pe cel rău și toți actorii lui, toți care s-au supus celui rău, diavolului și în final, el va recrea, va restaura universul acesta, Va duce cerul în noi și în pământ nou și în care va fi prezentată mireasa lui Hristos. De fapt, tot poporul celor mântuiți, biserica în glorie, sub forma unei cetăți glorioase în care va locui nemijlocit Dumnezeu da. împreună cu Sfinții Lui. Amin pastor Costel, dacă sunteți de acord cu această simplă împărțire sau aveți ceva de completat? Ce aș vrea să spun, mai întâi, Cristos este în mijlocul bisericilor prezentate. Așa începe. În, în versetul 13 spune, și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu, cu un brâu de aur. Uh, imaginea pe care o prezintă Ioan aici, un Hristos care umblă în mijlocul bisericilor sale, el cunoaște starea lor, le laudă, dar în același timp le critică și găsim asta în și le dă, scrisorile celor... Da, și le oferă și soluții. Uh, pe uh, un alt lucru pe care îl văd aici... În biserici erau credincioși, dar erau și oameni necredincioși. Firești, firești. Firești, oameni firești. Domnul Iisus, numai că le arată cu degetul, nu? Jude ca anumite stări, dar îi ajută să se schimbe. Și găsim de multe ori expresia, dacă nu te pocăiești, nu? Exact. Și ce mai văd aici în, în, în cele șapte scrisori, întotdeauna Domnul Isus încurajează și în același timp promite celor care. O răsplătire! O răsplătire, da. Asta e, e foarte Încurajator. Filosof. Niciodată Dumnezeu nu doar cere, ci El încurajează și promite. Și răsplătește. Și răsplătește Și cred că este singurul din Univers care și poate. Are cu ce și poate să ține de cuvânt. No. Și mai mult decât atât, este singurul care poate împlini ceea ce a hotărât dinainte. Tot ce a promis va împlini și el are autoritatea să dirigeze totul spre împlinirea planurilor sale. Chiar cel rău care este, să spun așa, liber să facă răul, dar chiar și el este de fapt sub autoritatea lui Dumnezeu și el nu poate să facă orice. Tot ce face este, este îngăduit de Dumnezeu și în final tot ce face cel rău va aduce nimicirea lui și în același timp împlinirea planului lui Dumnezeu pentru binecuvântarea bisericii a tuturor lor. Amin. Se tem unii să citească, spunea domnul pastor Costel, pentru că întâlnim în cartea aceasta tot felul de simboluri, de balauri, de fiara, prorocul mincinos, balaurul și așa mai departe, lucruri înfiorătoare, dar până la urmă mesajul ei este un mesaj optimist, și anume acela că Hristos va, va învinge și alături de Hristos toți ce cei ce cred în El, chiar dacă să zic, ajung să plătească cu viața pentru credința aceasta, în final și ei vor străluci și vor fi răsplătiți așa inimaginabil de mult și de frumos. Acum, trebuie înțeles ceva cu privire la Apocalipsa. E este într-adevăr o carte greu de interpretat. Și tocmai lucrul acesta arată că este cuvântul lui Dumnezeu și nu este cuvântul oamenilor. Da. Dacă ar fi fost cuvântul, lui Dumnezeu, cuvântul oamenilor, cartea Apocalipsa ar fi putut fi înțeleasă și, să spun așa, tălmăcită de oricine care își pune mintea la contribuție să înțeleagă lucrurile sale. Ori nu este așa, pentru că este cuvântul Lui Dumnezeu. Oricine vrea să studieze și să înțeleagă cartea Apocalipsa, are nevoie să se supună Lui Dumnezeu și are nevoie de călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu. Pe de altă parte, cartea aceasta nu este așa de grea să nu poată credincioșii să și-o explice pentru ei. Pentru că dificultatea provine din faptul că cei care de fapt încearcă să înțeleagă Scriptura, Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia, așa pesărite, din când în când, citind din Biblie și unde vor ei, cu siguranță nu o să înțeleagă nimic. E nevoie de o disciplină. E nevoie să urmărești toată scriptura, toată relatarea scripturii și ca la școală, dacă vrei să înveți bine matematică, trebuie să începi cu clasa întâia, să înveți tabla adunării, tabla înmulțirii și așa mai departe și apoi în clasa 12 ajungi să uh, înțelegi integralele. Nu poți înțelege integrale dacă n-ai parcurs uh, disciplinat tot procesul de învățământ. Exact așa este și cu Apocalipsa. Poți înțelege această carte atunci când cauți să înțelegi fiecare carte a Bibliei, pentru că de fapt cartea Apocalipsa este prezentată prin chiar și prin simbolurile ei în toată scriptura, le descoperi presărate de-a lungul întregii scripturi. Exact. Exact. domnul Isus spunea la un moment dat, ucenicii au fost luați deoparte și li s-a explicat anumite pilde și e uh, întrebat învățătorul de ce procedează în felul ăsta. Uh, și el spune ca cei care nu vor de fapt să nu înțeleagă să nu înțeleagă. Nu da. Și uh, cred că această carte apocalipsa e înțeleasă de cei care vor să o înțeleagă credincioșii care o citesc, o studiază, o trăiesc, dar nu poate fi înțeleasă de cei care nu sunt mântuiți și nu vor, de fapt, să afle planul lui Dumnezeu. Exact. De cei care nu își deschid inima la călăuzirea și lumina Duhului Sfânt. Ați amintit ceva despre interpretare. Știu că sunt mai multe școli de interpretare și dumneavoastră, prin ceea ce a spus, de gen viitoristă, istoricistă, preteristă și așa mai departe. Dar prin ceea ce și mai sunt și altele, dar prin ceea ce spus, a spus, mi-a sugerat acum o școală de interpretare biblică. Deci Apocalipsa, cea mai bună școală de interpretare Apocalipsă ar fi chiar școala biblică, spunând dumneavoastră că trebuie să corelăm această carte ca să o putem înțelege cu toate celelalte cărți ale Bibliei și în special cu cărțile profetice. Ezechiel, Daniel, Daniel Isaia, anumiti psalmi și așa mai departe. E corect ce a spus domnul pastor? Așa este. Acum, este adevărat că sunt în principal uh, patru uh, școli, de. școli de interpretare ale, uh, a cărții apocalipse. Asta mai mult pentru teologi. Da. Exact fiecare se poate, să zic, încadra într-o asemenea școală. Numai, nu vreau să intru în detaliile lor, nu pot să acuz pe nimeni care este adeptul unei anume școli de interpretare, fiecare creincios, fiecare teolog, s-ar putea să împărtășească o anumită, să zic, teorie. Desigur, și eu pot spune, împărtășesc cu anumite direcții. Însă, eu trebuie să fiu foarte atent și oricine trebuie să fie foarte atent ca acea școală teologică să nu domine toată înțelegerea cu privire la Apocalipsa și cu privire la Cuvântul Dumnezeu. Eu trebuie să rămân fidel Cuvântului Scripturii și Scriptura este cea care trebuie să mă lumineze. S-ar putea să descoper ceva care să intre în conflict și eu am avut experiența aceasta cu ceva din interpretarea pe care eu o dau anumitor texte. Ori eu trebuie să fiu deschis, să înțeleg bine scriptura și s-ar putea scriptura să mă lumineze, să mă facă să înțeleg altfel lucrurile de cum le-am înțeles până la un anumit moment. Este. Dacă e în concordanță cu întreaga scriptură, eu trebuie să renunț la ceea ce. Părea a fi interpretată corectă și să rămân credincios cuvântului lui Dumnezeu. Amin. A, a spune eu imediat, domnule Costel, deci aș spune nu e bine să criticăm sau să intrăm în conflict exact. cu ceilalți care au, abordează altfel sau din altă perspectivă Biblia și să fim deschiși și noi la rândul nostru la schimbare. Exact. Atunci când Duhul Sfânt ne vorbește și ne lămurește într-un alt mod sau dintr-o altă perspectivă. Da, ce voiam să spun? Sunt unii care interpretează Apocalipsa în sensul că ea se ocupă de trecut. Doar atât. Is uh, istoria bisericii. Primare. Trecute, da? uh, alții spun nu, uh, ea vorbește despre viitor. Sau doar despre Uitați la versetul 1 care spune descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Ioan atunci. Ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Eu interpretez Apocalipsa ca ea vorbind ceva de trecut, da. ea vorbește ceva de prezent, dar în același timp vorbește și de, despre viitor. Erau lucruri care se întâmplau în timpul lui Ioan. Corect? Ioan a scris despre lucruri care aveau să se întâmple în viitor. viitor. Și nu putem, cred eu, rămâne doar la o anumită școală de interpretare. Bineînțeles. B B B Apocalipsa vorbește și de trecut, și de prezent, și, și de, de viitor. Și asta e important. Și este interesant, chiar din uh, fericirea din versetul 3 din capitolul 1, uh, că... Suntem îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, de autorul acestei cărți, de Dumnezeu Duhului lui Dumnezeu, dar și de Ioan, care a fost vehiculul prin care a fost scrisă cartea aceasta, să citim. Și, desigur, de-a lungul istoriei Bisericii au fost generații, una după alta, care au citit cartea și au fost încurajați. Amin, mulțumim! Cred că a venit vremea unei pauze, dragi prieteni. O să continuăm imediat în două minute aproximativ după o cântare duhovnicească. Vom reveni și vom continua împreună cu invitații noștri. De mult mă apasă trecutul murdar Plin de poverce pe spate am purtat Eram prea departe Iisus de-al tău har calea tu mi-ai arătat Eu eram cuprins de frică, lanțuri grele m-au robit Eram morți, ai făcut milă, vindecare am primit Și când focul m-a necat, isus mi-ai dat aer curat Mi-ai dat curaj, mi-ai dat puteri, mai ridicat Eu trăiesc, căci ai cu să să ștesă păcat, Harul tău m-a cucerit, Din focul greu m-ai scăpat, Prin tine salvat. ма е деслегат. Мя е дад кураж, мя е seara, dragi prieteni, am revenit, iată-ne din nou împreună cu dumneavoastră, așa după cum știți, ne auziți pe Constanța, marțea de la ora 18, duminică reluare de la ora 18, de asemenea ne putem întâlni și pe internet și numai cu emisiunea asta, cu sute, peste 100 de emisiuni sunt postate pe internet, YouTube, Facebook, chiar și pe resurse creștine. Vă rog să beneficiați de subiectele și de invitații și de cunoștința Cuvântului Domnului de la emisiunile noastre, spre slava lui Dumnezeu, bineînțeles. Bun, ne întoarcem și discutăm despre această delicată, dar absolut bogată și necesară carte, Apocalipsa. Și spunea cineva, cartea din care s-au născut cele mai multe erezii. Am discutat în prima parte mesajul, am discutat în prima parte locul ei, în canonul scripturii împărțirea cărții și așa mai departe uh, am ajuns la câteva scor de interpretare și am spus să nu fim uh, rigizi așa? să fim dispuși la o înțelegere din ce în ce mai amplă să fim dispuși la schimbarea perspectivei vis-a-vis de apocalipsa și acum, dragi prieteni, pentru că partea a doua este mai scurtă vreau să discutăm puțin despre uh, cele trei uh, curente de interpretare și anume amilenismul Premilenismul, amilenismul și post-milenismul. Vis-a-vis de ce? De ce se numesc ele așa? Vis-a-vis uh, -vis de evenimentele care uh, le prevede cuvântul lui Dumnezeu și în special revenirea Domnului Isus Hristos. Unii, așa cum s-a spus chiar și înainte, sunt ancorați în trecut. În sensul că această carte a apărut pe vremea Imperiului Roman, în primul secol, și toți spun că toate evenimentele din carte sunt legate de evenimentele din uh, primul secol, uh, legate de Imperiul Roman, și dacă vrem să înțelegem corect uh, cartea Apocalipsa, trebuie să înțelegem evenimentele din vremea aceea. Ori uh, aceasta. Este interpretarea unora, dar dacă aș interpreta așa, atunci a, aș ignora afirmația clară a scripturii care vorbește despre faptul că a, Apocalipsa se referă la lucrurile viitoare, printre altele, deci și la lucrurile viitoare. A, premilenismul vorbește în special despre lucrurile viitoare, despre ceea ce va fi în finalul istoriei cu puțin timp înainte de revenirea Domnului Isus Hristos. Da. Și tot ceea ce se întâmplă în istorie este doar pregătirea a ceea ce va fi atunci. Deci cartea Apocalipsa, din punctul lor de vedere, este cartea care vorbește despre lucrurile care se vor întâmpla în viitor cu puțin timp înainte de venirea Domnului Isus Hristos. Am Personal am fost adeptul mult timp acestei orientări, însă am renunțat la ea, e adevărat, procesul a fost îndelungat, pentru că mi-am dat seama că în felul acesta aș compromite pentru mine doctrine fundamentale ale Scripturii, cum ar fi doctrina despre biserică, doctrina despre venirea Domnului Isus Hristos și multe altele. Nu și ați devenit din premilenist? Uh, poate aș gândi acum în sens amilenist. Amilenist. Uh, dar, iarăși spun, sunt foarte pre, uh, precaut și nu vreau să mă încadrez neapărat în teoria aceasta, uh, amilenismul, ca și premilenismul de fapt, se referă la faptul că în, uh, după venirea Domnului Isus Hristos uh, va fi o perioadă de o mie de ani a împărăției lui Hristos pe pământ. Pe pământ. Și după aceea ad literam. Ad litera, și după aceea va fi distrus pământul și va începe judecata de apoi, cum ar fi. Judecata de apoi și va începe veșnicia noul cer și noul pământ. Am înțeles. Acum Mi-am dat seama că ceea ce este important pentru mine nu este să înțeleg foarte bine viitorul, pentru că s-ar putea, ca unele lucruri, să le interpretez incorrect. Oricât de mult m-aș chinui să înțeleg bine viitorul, s-ar putea să ajung în situația lui Daniel, despre care chiar cuvântul Domnului spune că el avea nedumeririle sale, l-a întrebat pe Dumnezeu și e interesant că Dumnezeu îi spune stai liniștit Daniel, vei înțelege la sfârșit. Mai târziu, la sfârșit. Da. Ceea ce e important pentru mine este să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos din această carte da. și mai mult decât atât să accept să fiu încurajat în situații dificile și să fiu încurajat să rămân creincios Domnului. Asta e important. Am Eu trebuie să îmi răspund la întrebarea cum pot fi creincios în situații dificile. Am înțeles. Ce, cine este Isus Hristos pentru mine în momentele dificile ale vieții mele? Am înțeles. Și aici găsesc într-adevăr încurajare în cartea Apocalipsa și multe lucruri care mă ajută. Am înțeles. Ne întoarcem către domnul pastor Costel și simplificăm și mai mult definiția teoriile acestea vis-a-vis -vis de mileniu, premilenismul ar fi revenirea Domnului înainte de mileniu, amilenismul ar fi, mileniu îi reprezintă o metaforă, deci nu va fi efectiv și postmilenismul revenirea o Domnului Iisus. stare în... de fapt a celor credincioși și a celor necredincioși cei mai mulți se interpretează sau amileniștii spun, nu, Iisus va veni nu doar pentru cei necredincioși sau pentru cei credincioși, Iisus va veni cei morți în Hristos vor învia, cei uh, Necredin. necredincioși vor necredincioși învia pentru judecată. pentru judecată. Nu există o departajare. Iisus uh, nu vine în interpretarea amilenistă. Iisus nu vine doar să-i răpească pe cei credincioși, uh, așteaptă șapte ani, va mai veni o dată și iarăși o dată după o mie șapte ani. Am. Biblia vorbește, în concepția uh, amilenistă, Biblia vorbește despre. Prima venire atunci când Domnul Iisus a venit în lumea noastră și iarăși de-a a a doua sa venire. venire bun în care vor da vor judecate și și în jurul căruia se vor petrece toate celelalte evenimente pe care alții exact. le departajează cu mii de ani și așa mai departe. Bun, deci post-milenismul ca asta mai rămâne să se ar fi revenirea Domnului Iisus după împărăția de mii de ani sau după mileniu. Asta ar fi mai cele trei. Mai ceva specific da. la post-milenism. post, post consideră că înainte de venirea Domnului Iisus Hristos Va fi o, să spun, revigorare spirituală masivă în întreaga biserică uh, și se va vesti foarte mult Evanghelia și oamenii vor fi în felul acesta pregătiți pentru revenirea Domnului Isus. Ori Scriptura spune foarte clar, lumea zace în cel rău, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, grele din da. ce în ce mai grele și soluția, singura soluție este revenirea Domnului Isus Hristos. Amin, societatea chiar... nu va fi niciodată mai îmbunătățită va nu. fi mai bine din potrivă vedem un regres al societății al oamenilor ca pe vremea lui Noe da, toată pe societatea lui merge din rău în mai rău, din rău, mai rău da. sau nu doar așa dacă ne uităm la pilda Neghinei ceea ce descoperim este că societatea evoluează pe de o parte, în maturizarea credincioșilor, apropierea mai serioasă de Dumnezeu, chiar în situații dificile, dar, în același timp, maturizarea răului se va culmina răul și se va impune judecata. Singura soluție. Deci cele două, să zic direcții, răul și binele, de fapt, se vor maturiza. Apele se vor separa și mai exact. mult. Exact. Și se vor radicaliza pozițiile. Exact. Cum scrie în Apocalipsa 22. Cine-i sfânt să se sfințească mai departe. Cine-i da. rău, rău va fi și exact. se va face și mai rău. Da. Cam, asta, cam asta este. Acum, și, da. Și ziua Domnului înseamnă uh, despărțirea, cum spunea Domnul Iisus, oilor de capre. Da? da. În același timp nu vor fi luate doar oile și exact. caprele vor rămâne pentru o Concomitent se va opera cu At amândouă. Atunci vorbește textul biblic Domnul Iisus despre același eveniment. Amin. Care va avea Mai avem aproximativ 3-4 minute. m avut invitați care au accentuat cumva teoria premilenistă. Îmi dau seama din ceea ce spuneți dumneavoastră că la fel de valabil este și amilenismul și post milenismul. Ba chiar Uh, fratele pastor Ghiță Marian spunea că deja și-a schimbat perspectiva studiind și aprofundând spre amilenism așa de, de la premilenism spre amilenism ce ar trebui să rețină dincolo de aceste uh, școli de interpretare, dincolo de aceste teorii vis-a-vis -vis de mileniu uh, cu ce ar trebui să rămână prietenii noștri care ne urmăresc atât pe radio cât și pe internet Cuvântul lui Dumnezeu nu se studiază pentru ca să fiu mai deștept eu sau să-mi satisfac o curiozitate de cunoaștere. Dacă aș studia cuvântul lui Dumnezeu și în speță apocalipsa în felul acesta, n-aș beneficia de cuvântul pentru viața mea. Cuvântul lui Dumnezeu se studiază pentru a mă hrăni sufletește, pentru a mă întări în credință, pentru a crește spiritual asemenea Domnului Isus Hristos. De aceea trebuie să studiez Apocalipsa, Cam nevoie de ea pentru viața mea de fiecare zi, pentru a mă întări în credință, în nădejde și în dragoste, pentru a fi o binecuvântare din ce în ce mai mare pentru cei din jur. Și cartea Apocalipsa să mă ajută la asta. Amin. Mai ales în vremuri grele ca și acestea. Da. Spuneți. Și să, să, nu uităm că lumea va fi din zi în zi mai ostilă Evangheliei. Și pentru de astfel zi. de vremuri Dumnezeu ne cheamă să ne pregătim și să uh, uh, ne întărim sufletește, în credință, inclusiv să... studiind Cartea Apocalipsei, da? Exact. Da. Cred că mai avem uh, un minut? Mai avem un minut. Așa, înche fie câte jumătate de minut fiecare să, să încheiem. O, uh, un subiect dificil, sigur. Domnul Iisus Hristos va reveni sigur. Suntem chemați să-L așteptăm, veghind, trăind o viață sfântă, o viață de nădejde. Amin. Să citim, să trăim Scriptura și astfel vom avea uh, baza prin care putem să trecem chiar prin necazuri cel mai mare. Cel mai mare, da. Amin. N-am vorbit, dragi prieteni, de necazul cel mare, n-am vorbit de multe uh, personaje sau simboluri din Apocalipsa, poate da dacă ne ajută Dumnezeu la o emisiune viitoare, dar haide să încheiem tot câteva versuri o să citesc care vorbesc despre revenirea Domnului în esență, Ca asta e sigură, spunea domnul pastor Marian. Revenire din crâmpeie de har. Străvezi în șiruri stele, stau să cadă pe pământ, cete, cete morții noștri, stau să învie din mormânt. Universul ca o haină, Răsucindu-se în abis, lasă să apară În taină, lum de dincolo de vis. Nesfârșite oși de îngeri Se îndreaptă către noi, par o boltă de luceferi de ziua prevestitori. Lumea în groaza disperării, valul valul se răsfiră, se ascunde printre piscuri, tremurând scrâșnesc din gură. Într-o clipă milioane de trasoare însuflețite, năvălesc clipind de taine spre ceruri nemărginite. Iată vine Domnul Slavei, ca să judece pământul. O ai lui zeci de mii de îngeri, așa cum ne-a spus cuvântul. Amin! Amin. Amin. Mulțumesc foarte, foarte mult. La revedere. Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Și cu dumneavoastră, dragi prieteni. La revedere.